ziua, mai spre seară. Ne bucurăm că vă revedem. Cel puțin eu mă bucur pentru că n-am mai fost în perioada de vreme de la dumneavoastră și sincer să fiu ce am dorut acestei sări și publicului de fiecare dată numeros de la bibliotecă. Programul din această seară va conține lucrarea unor compozitori care s-au specializat, mai mult sau mai puțin, în a scrie pentru formații de suflători. Lăsăm la o parte pe Beethoven, care a scris pentru toată lumea, și începem cu Johann Joachim Quantz, un compozitor și un flautist german, care a trăit foarte mult la curtea lui Friedrich al II-lea, pentru care, după cum știți, compunea diferite lucrări la cererea împăratului, pentru că, în general, la curte, cei care dețineau puterea și care aveau proprietățile erau și buni instrumentiști. Această triosonată de Handel, de Quantz, este, se poate cânta și cu alte formule, însă formula pe care o vom prezenta este aceasta cu oboi, fagot și continuu. Thank you.
cum aveți în program, cu Ludwig Beethoven, trio opus 11. Singurul lucru pe care vreau să spun despre acest trio este că este scris în original pentru vioară, violoncel și pian. Se cântă însă foarte des și în alte combinații. Clarinet, violoncel, pian, clarinet, fagot, pian, iar în cazul de față, oboi, fagot, pian. Thank you.
Thank you.
Thank you.
încercăm să depășim perioada clasică și ne apropiem de un compozitor, de o compozitoare, mai bine zis, Clemence de Grandval, de origine nobilă, era vicecontesă, care a trăit la începutul secolului al XIX-lea și până la începutul secolului XX. A fost o compozitoare bine cunoscută în perioada în care a activat, deși în aceeași perioadă erau compozitori de gen ca Saint-Saëns și César Franck. Mai puțin cunoscută în anii care au urmat, totuși din ceea ce a compus, au rămas foarte multe, mai degrabă miniaturi, aș putea să le spun, cum este acest trio de salon pe care el a compus original pentru oboi, fagot și pian. Nu este în mai multe părți, ci este într-o singură parte cu mai multe mișcări. Thank you.
încheia programul din această seară cu un compozitor la fel de cunoscut ca precedentul. Adică mai deloc. Însă și muzica acestuia este la fel de frumoasă ca și muzica pe care a compus-o Clemens Bourgeois. O muzică romantică, cu foarte mult sentiment, așa cum ați putut auzi. Este vorba despre trioul pentru oboi, fagot și pian, scris de Theodor Lalie. Theodor Lalie a fost un compozitor și un oboist francez care a trăit mai toată viața la Paris. A fost, bineînțeles, ca mari muzicieni evreieni și ca mari instrumentiști în cele mai importante orchestre. A fost primul oboist al operei din Paris. Și ca cei mai buni instrumentiști din acea perioadă, obișnuiau să scrie pentru instrumentele pe care le-au îndrăgit. Așadar, oboi, fagot, pian, trio de Theodor Lalie în 13, așa cum. Thank you.